Luna aceasta, ansamblul Ciobănașu din localitatea Corbi a fost prezent la International Troia Dance Festival din Turcia, care s-a desfășurat în localitatea Çanakkale. Alături de alte 23 de ansambluri s-a aflat și ansamblul Ciobănașu Corbi de Piatră din localitatea Corbi. După ce au dus tradițiile ciobănești în Balcani și au câștigat trofeul Folk Fest din Muntenegru, anul trecut au ajuns în Capadocia, unde au reușit să uimească pe toți participanții. Iată că anul acesta au reușit să obțină locul întâi la International Troia Dance Festival la categoria Best Music. Ansamblul Ciobănașu a evoluat în fața publicului în stilul lor caracteristic, cu melodii ciobănești. În cadrul unei ceremonii, corbenilor le-a fost oferită placheta de recunoaștere a participării la acest festival internațional. Performanța celor de la Ciobănașul Corbii de Piatră este una pe măsură. Astfel, artiștii mușeleni au scris o nouă filă în istoria acestui ansamblu, care păstrează cu sfințenie tradiția păstoritului în această zonă a României.